Ne uităm și în plan exterior pentru că Rusia își continuă atacurile sângeroase asupra civililor ucraineni. Cel puțin 3 oameni au murit și alți 10, printre care și copii, au fost grav răniți după ce armata rusă a lovit cu rachete un bloc din orașul natal al președintelui Zelenski. Imaginile distribuite în mediul online surprind blocul cuprins de flăcări în timp ce echipele de intervenție se luptă să îi salveze pe răniți din imobil. În zonă a fost amplasat de urgență un centru mobil de îngrijire, iar locuitorii orașului au venit în miez de noapte să dea o mână de ajutor salvatorilor. Rând pe rând, echipele de intervenție au scos pe tărgi peste 30 de răniți. Salvatorii au fost nevoiți să taie cu flexul ușile apartamentelor pentru a putea ajunge la victimele blocate sub dărâmături. La scurt timp după atac, președintele Zelenski a transmis un mesaj populației în care subliniază faptul că victimele din Kryvyi Rih vor fi răzbunate.